Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, stimați telespectatori, s-a invitat astăzi pe domnul profesor Teodor Voicu, căruia îi spunem bun revenit pe lungimile de undă ale ENSA TV. Și eu vă mulțumesc, domnule profesor, pentru invitație și sperăm să avem un dialog plăcut despre tema aceasta fierbinte a educației. Da, este o temă fierbinte, chiar dacă, să spunem așa, alte teme sunt și mai fierbinți, toți suntem la ordinea de zi și vedem că țara este în mare parte cuprinsă de inundații, avem și niște, să zicem așa, după alegerile locale, sunt ceva probleme la nivelul partidelor politice, dar ne-am propus, poate cu altă ocazie, să discutăm și ceva politică. De data aceasta însă vrem să vorbim despre educația românească, așa cum am pus și titlul emisiunii, pentru că sunt multe lucruri care se fac bine în acest domeniu, sunt multe lucruri care nu se prea fac bine. De multe ori, și de aici aș vrea să pornim discuția noastră, toți guvernanții de după 1989, toți au spus că educația este o prioritate. Și au dat-o și ăsta, deci toată lumea cu educația în gură, este cu învățământul în gură, însă nu se dovedește la capitolul practic, în sensul că alocațiile de la, pentru 6%, deci noi abia am obținut vreo 3 și ceva la sută și multe din altele. PIB, da. Din PIB. Și asta ar însemna că încet, încet infrastructura care ne-o lăsase Ceaușescu s-a dus de multe ori pe apa sâmbetei. Chiar dacă s-au făcut reparații, chiar dacă s-au făcut și investiții după 89, ele n-au atins niciodată nivelul dinainte de perioada comunistă. Cum vedeți dumneavoastră această situație? Domn profesor, v-aș completa și aș veni cu un frumos aforism al filozofului Vasile Conta, foarte frumos, care spunea că sunt mulți învățați, dar puțin educatori, iar marele filozof, că eu sunt cu filozofia, Pepe Negulescu, spunea că școala valorează atâta cât valorează profesorii. L-aș completa și pe marele filozof și a spune cât valorează și profesorii și elevii. Într-adevăr, spuserăți, această demagogie educațională sau demagogie politică, mințirea populația poporului că se alocă 5-6% din PIB, nu s-a alocat niciodată, și într-adevăr lucrurile se văd. Eu pot să vorbesc despre educație că pe data de 11 sâmbătă am avut împlinirea a 40 de ani de când am terminat un bastion al culturii gorjene, Liceul Pedagogic. O frumoasă întâlnire. La mulți ani pentru. Da, deci 1976-2016, o promoție de excepție. Clasă de învățători, clasă de învățătoare, clasă de educatoare, nu era mixtizare, o selecție extraordinară, se făceau două selecții, selecție vara, selecție toamna, ca să vină pe ogorul culturii oameni nu neaveniți, oameni cu vocație. Rădulescu Motru spunea în celebra lucrare Personalismul energetic că un educator are nevoie de vocație. Și ca un prolog, ca să legăm lucrurile privind educația, am aici o frumoasă legendă a cadrului didactic. De aici să văd ce calități ar trebui să aibă cadrul didactic și ce relații ar trebui să fie între educator și educat, pentru că poate aici scârțe treaba și mai ales o să vedem că politica de cadre, ce s-a făcut după 89, ce s-a aruncat pe ogorul culturii. Dacă îmi permiteți, este o legendă foarte interesantă. Se numește legenda cadrului didactic. Când Dumnezeu a creat cadrul didactic, a chemat toți îngerii și a întrebat cum ar trebui să fie un cadru didactic. Îngerii au dat mai multe răspunsuri. Să iubească pe copii, să rămână mereu elev, învățând continuu pentru a transmite învățăceilor lui cunoștințe actuale și de valoare. O ființă care să rămână veșnic, tânără, amabilă, înțelegătoare, modestă, creativă și corectă. Să aibă cele trei perechi de ochi. Cu o pereche să vadă în timp ce scrie la tablă sau citește, cu alta să vadă tot ce se întâmplă în jurul lui, iar cu ultima să se poată uita la elev când acesta este obraznic și trebuie să-i spună, te iert, altă dată să nu se mai întâmple. Să poată preda când copilul este bolnav acasă sau el însuși suferă de vreo boală. O ființă care, deși uneori firavă, este în stare să stăpânească prin tact pedagogic și talent un grup mare de învățăcei, fiecare având propriile idei și aspirații.
Când au auzit aceste răspunsuri, Dumnezeu le-a spus îngerilor: acestei ființe, care primește atât de puțin și dă sau îi se cere atât de mult, mai trebuie să-i adăugăm ceva. Ce au întrebat toți îngerii în cor? Dumnezeu le-a răspuns: lumină, multă lumină, pentru ca flacăra cadrului didactic să nu se stingă niciodată. Să vă dea Domnul multă înțelepciune și calm, ca să puteți duce cu bine munca de Sisif. Domn profesor, de aici a spicuit câteva idei. Observați, dacă bunul Dumnezeu a remarcat că ne mai lipsește ceva, lumină. Și mi-aduc aminte, cobor în ancestralitate, de celebru Diogene Cinicu, sau Diogene Câinele. Îi se spunea așa că n-avea rușine. Se urina în piața din Atena în ziua amiază, trăia într-un butoi, umbla cu o lumânare aprinsă și spunea: caut un om. Cam asta este realitatea crudă și a învățământului nostru românesc. Am spus-o și la întâlnirea de 40 de ani cu extraordinarii dascăl pe care i-am avut. M-am întâlnit cu marele profesor Velican de română, cu dirigintele meu Șerbănescu, care venea de la București cu idei pedagogice noi, numai care închiene, cu profesorul Cioroianu de muzică și celebra Vanca de biologie. Iată că ne trebuie lumină la educatorii de azi, o dimensiune empatică, nu ne trebuie infatuare, nu trebuie să privim elevul de sus. Și am mai spus-o de multe ori, un profesor bun nu se compară cu elevul. Profesorii buni se compară între ei. Trebuie să fim pe undeva atenți, nu punitivi, nu răzbunători, să le înțelegem și lor dorințele, să creăm o relație democratică, să avem o bună relație cu familia, să-i vedem pe elevi în devenire, să ne respectăm pe noi, domnule profesor, pentru că, observați, suntem mai multe generații pe ogorul culturii. O generație tânără, cu mulți profesori foarte buni, o generație de mijloc și o generație mai în vârstă ca mine, cum se spune, o generație mai bătrână. Mai am 4 ani până la pensie, dacă Dumnezeu mi-o da să o prind, știți că soția mi-am pierdut-o acum 2 ani de zile, am fetița lângă mine și eu așa cred că educația suferă de multe ori și din cauza sistemului educațional, din cauza învățământului de după 89. Apariția de școli private, de școli neacreditate. Am pus carul înaintea boilor. Să ne amintim momentul Herculane, să ne amintim universități de acestea care au scos cadre și mai ales, domnule profesor, poate nu greșesc dacă vorbim de ideul acesta. Și Manolescu, am văzut acum într-un interviu când a fost ales doctor honoris la Universitatea Constantin Brâncuș, vorbea despre învățământul la distanță sau învățământul dezastru sau învățământul deloc. Să nu uităm că foarte multe sute de mii de cadre didactice au ieșit cu învățământul la distanță să predea limbi străine. Poate îmi dați dreptate, poți să predai o limbă străină sau să înveți de la distanță? Cred că nici matematică nu se poate preda. Foarte bine! Sau o chimie, o biologie, o fizică unde trebuie un laborator. Deci iată, aceste influențe poate occidentale nu au prins la învățământul nostru. Trebuia să ținem cont de tradiția noastră interbelică, de școala noastră românească, inclusiv de la începutul veacului 20. Cine a fost Spiru Aret, care a fost poate cel mai mare ministru al educației și al învățământului și al instrucției la trecerea din secolul XIX în școlile aretiene sau ce au fost școlile normale, ce au aruncat, ce selecție, nu puteai să intri, dar nu vorbim numai de învățători, nu vorbim numai de educatoare, vorbim și de profesorii acestea. Și cam acestea ar fi problemele, iată că se vorbea și Dumnezeu zicea că ne trebuie multă lumină, multă înțelepciune, multă răbdare, pentru că, din păcate, eu asist, marea greșeală, au apărut cu dublă specializare învățători, educatoare, care nu-s buni, mulți dintre ei, nici învățători, nici educatoare. Și atunci să nu zicem nume despre copiii noștri. Într-adevăr, este influența mass mediei, negativă influența străzii, care dărâmă ce face și școala și familia. Apropo de ce face școala, între, să spunem așa, cele două fațete, mai am zis că vorbim și în alb și în negru, da, și în pozitiv și negativ. Și binele și rău. La
partea, una din părțile frumoase, să spunem așa, ale învățământului românesc, sunt și aceste întâlniri despre care vorbeați dumneavoastră, iată, o aniversare fericită, 40 de ani de la absolvirea liceului pedagogic, actualul Colegiul Național Spiru Haret. Tot la capitolul pozitiv și ne-am propus să vorbim despre, mai ales că ați avut și dumneavoastră echipaj în concurs, chiar dacă dumneavoastră ați fost reținut de alte evenimente. Concursul regional de istorie, Moștenirea Maghierilor, și a ținut cea de-a treia ediție și o să rog colegii din regie dacă avem acele imagini, pentru că concursul regional de istorie, Moștenirea Maghierilor, ediția a treia, care s-a desfășurat la școala gimnazială Antonie Mogoș, Ceauru, în organizarea Societății de Științe Istorice, filiala Gorj, Inspectoratul Școlar Județean Gorj și, bineînțeles, a școlii gazdă, școala gimnazială Antonie Mogoș. O să rog colegii să dea drumul la imagini. Este o imagine de la deschidere cu invitații care au fost din partea Inspectoratului Școlar, Grigore Alexandrescu, copii, echipajele din mai multe localități ale județului au ajuns până la urmă din 7 școli gimnaziale. Acolo, apropo, de merg imaginele destul de repede. Avem acolo, iar momentul când se trăgea la sorți, ordinea de intrare în concurs pentru copii, au avut de înfruntat mai multe probe. Deci prezentarea unui referat, un PowerPoint de susținere și, bineînțeles, un test de 20 de întrebări din bibliografia anunțată. Aici sunt echipajele care au participat, ei avem în detaliu. Iată că pe sfârșit de an școlar, acest concurs s-a ținut și a adus foarte mulți copii la școala din Ceauru, din Bălești. Iată și cu echipajul meu. Da, trei fete cu iile sunt, da, de la școala... Ele au venit și cu niște desene foarte gimnaziale, frumoase. Gimnaziale, da. Alben le-am recunoscut. Trei fete e clasa 7-a. Da. Clipici. Acolo a fost școala 12-a. Da. Echipajele s-au dovedit destul de bine pregătite, practic diferențiere. Aici suntem deja la proba de susținere a referatului. Da. Este vorba de copii de la școala 12. Aici, mă turisesc că nu știu de la ce școală sunt. Eu am recunoscut cele trei fete, de la clasa 7-a v-am spus. Clipici, Cacalete și Popescu, de la coordonați de doamna Ștefania, fetița mea, pentru că v-am spus, cine se scuză, se acuză, dar pe 11 am avut tocmai întâlnirea. Aici, din cei din juriu, profesor Grigore Alexandru, președinte, Cristian Ciobanu, inspector de specialitate, Marcela Mregeru, vicepreședinte al juriului, da. Reprezentant Societății Științei Istorice. Iată aici din copiii de la Corneș care își prezintă portofoliu, da. Albenii care au avut o hartă a României cu heraldica, da. Din timp. Aici copiii din Ceauru care își prezintă. Da. Foarte frumos, deci foarte frumos organizat. Am ales varianta unor și aici echipajul câștigător, cei de la Dragoteș care au luat locul întâi. Doamna Angelica Neșulea, da, doamna profesoară. Anul trecut au luat locul domnul inspector Ciobanu. Da. Când dădeau proba scrisă cu elevii. Da. Avem acolo, iată aici sunt deja la partea de test. Să avem câteva instantanee surprinse în momentul când copiii... Testul grilă, cred că a fost. Care a făcut și diferențierea, de fapt. Da. Unii copii au fost mai puțin atenți pentru că erau întrebări asemănătoare. Da, cu variante. Aici suntem deja la faza de premiere. Inspectorul școlar Ion Ișfan, primarul ales al comunei Bălești, Mădălin Ungureanu. Nou primar. Da. Primarul ales, da. Președintele Grigore Alexandrescu, care prezintă elemente de fapt punctajele concursului. Și inspector educativ. Și aici, iată, toți, sau aproape toți cei prezenți, echipajele membrii juriului. Da.
Acestea au fost imaginile în mare măsură. De ce spuneam acest lucru? Până acum exista la nivelul Gorjului, există câteva concursuri care se fac la nivel național, dar la nivelul Gorjului practic sunt două concursuri de istorie. Unu pentru licee, Dumitru Micu Popescu la Novaci, da, care a ajuns deja la ediția 11 și acum pe învățământ gimnazial, iată, încearcă să se impună acest concurs. Acum o să explic telespectatorilor și de ce v-am făcut invitația să veniți dumneavoastră în această emisiune, pentru că dumneavoastră predați în Patria Maghierilor, să nu uităm concursul, se numește Moștenirea Maghierilor, predați chiar la școala care teoretic ar fi trebuit să se numească... Spuserăți bine, teoretic, da. Gheorghe Maghieru. Și, deci, legăturile, practic, cu zona respectivă vă fac un extrem de avizat în ce să ne spuneți despre aceste lucruri. Așa este, domn profesor. Îmi desfășor activitatea înainte de cutremur la Albeni. Teoretic trebuia să se numească școala generală sau gimnazială Gheorghe Maghieru, practic se numește școala gimnazială numărul 1 Albeni. Cauza o știm cu toții, poate ați participat la celebru simpozion din 2004, da, când a participat și profesorul universitar Ioan Scurtu, academicianul, parcă era director la Arhivele din București, în 2004. La momentul acela, da. Da. Și atunci s-a pus problema aceasta ca școala să poarte numele marelui revoluționar născut pe meleagurile albenilor în satul Linia Maghierului în anul 1804. Eram în 2004, bicentenarul, a fost foarte bine ales, era inspectoare domnișoara Cochină, un grup masiv de profesori universitari, de profesori de istorie, ne-am deplasat și la școala care atunci a fost inaugurată, dar s-a inaugurat după aceea și a fost dat la iveală și un bust al generalului la intrarea în localitatea Albeni. Așa este, dar și dumneata ești foarte mult interesat, alături de regretatul profesor Bunoiu, poate a și scris despre zestrea maghierilor și poate cea mai bună, cea mai exhaustivă carte despre maghieri, Paul Cernovodeanu. Și Marian Ștefan, da. Da, deci cea mai completă, să-i spunem așa, dar asta nu înseamnă că sunt nihilist și neg și contribuțiile sau aportul unor cadre didactice, așa cum v-am amintit și pe dumneavoastră. Pentru mine, Gheorghe Maghieru rămâne un model. Ca profesor de istorie, tot timpul spun la copii, este marea personalitate istorică și politică a veacului 19. Veacul 19 ține la 1801 la 1900. Să ne amintim că se naște în 1804. Este participant la revoluția condusă de Tudor Vladimirescu, care pune capăt domnilor fanariote deci în 1821, având doar 17 ani. Este brațul de oțel al revoluției române la 1848. Știm, alături de marele Bălcescu, doar Bălcescu moare, se naște în 1819, moare în 1852 de ftizie la 33 de ani. Bătrânul general a avut o viață lungă, dar o viață tristă. Prinsă 1821, participă direct. Prinsă revoluția la 1848, participă direct. Și știm că această revoluție în țara românească, celebra proclamație 9-11 iunie 1848 la Izlaz, locul unde se varsă Oltul, lângă turnul Măgurele, așa a dus la schimbarea lui Gheorghe Bibescu, care a fost domn al țării românești între anii 1842-48, după el vine Barbu Știrbei, 49-56. Fratele său, de fapt. Da? Pe când în Moldova rămâne Sturza, nu este îndepărtat și știm că... Bine, a mai supraviețuit un an. Da, încă un an, 1834 până în 49, dar generalul rămâne, mai ales trece în viața politică, era spre bătrânețe, spre senectute, prinde și independența. 1877-1878, bine, în calitatea de parlamentar, după ce își pierdusă doi copii și pe băiatul Gheorghe și pe Alexandrina. Cunoscut ca Ghiță Maghieru. Așa, Ghiță Maghieru. Chiar de ilustru. Chiar de ilustru. Și Alexandrina. Și care fusese primar de Târgu Jiu. Da. Și am aici foarte frumos articol scris de fetița mea, că vorbim de interdisciplinaritate, a apărut acest articol în Gorjanu, chiar înainte de Sfântul Gheorghe. Pe 12 aprilie 2016, Gheorghe Maghieru, reper cultural al Comunei Albeni. Nu se poate, dacă s-a născut la noi în localitate, în preajma Gilortului, să nu amintesc copiilor de modelul acesta. Și foarte bine ați făcut cu simpozionul ăsta, nu-i simpozion, concursul regional, că e la noi o boală, simpoziomania, mania simpozioanelor. Nu mai îmi plac simpozioanele și știți,
să luăm de pe internet și să venim acolo. Îs mai bune concursurile. Eu am avut posibilitatea să-l cunosc pe marele profesor Micu Popescu, care are parcă un copil, mare profesor de matematică în Dallas, în Texas. Da, un mare profesor, foarte bine că ISJ-ul a participat, domnul general, un lucru bun. A participat domnul Alexandrescu, profesor educativ, domnul Ciobanu, dumneata, că a schemat niște grupuri de elevi ca să mai cunoaștem, să găsim modelele în ancestralitate, că la ora actuală nu ne prea prezintă modele. Luând exemplu maghiarul, am făcut-o și, ca să zicem așa, la motivul acestei emisiuni, și un alt, motiv, să spunem așa. Gheorghe Maghiaru, știți ce a făcut în zona Cojani? Da, reușește, și învățământul. Da, reușește și să sprijine foarte mult moșia de la Cojani. Are proiectul primului internat pentru copiii din zonă care să studieze în zona la Cojani, deci destul de avansat pentru vremurile respective. Eu aș și scris despre școala Gorjană, mai aveți o carte. Da. Școala Gorjană, și am mai fost de pe zona noastră la Negoiești, a murit un jurnalist, Ion Tarbac, care a amintit de contribuția deosebită a lui Gheorghe Maghiaru în dezvoltarea. Suntem în secolul XIX, era un învățământ de început. Da. Dar acolo s-au pus bazele viitorului învățământ, pentru că suntem la momentul, noi învățământul public de fapt când începe în Gorj, cu regulamentele organice. Da, da. Dar practic școlile în toate localitățile 31-32, 1831-1832, da, la regulamentele organice. Da. Însă avem învățători în majoritatea satelor Gorjului abia în 1842, pentru că din 1838 și până în 42 sunt școliți. Apropo, începuturile școlii normale, sunt școliți și trimiți de obicei copiii de preoți sau ceva de genul acesta ca să învețe copiii de țăran. În 1842 aveam în peste 100 de localități învățători, așa cum erau ei la vremea respectivă. Dar, apropo de educație și de fapt... Saltul se petrece după reforma lui Cuza, după generalizarea învățământului. În momentul când devine învățământul... Generalizarea învățământului e 4 clase. Da, devine și gratuit, dar și obligatoriu. Bine, obligatoriu știm cum a fost, că doar partea bărbătească mergea la școală, fetele chiar la sfârșitul secolului se regăseau foarte puțin. După modelul grecesc, că și grecii au făcut în antichitate aspectul ăsta. Asta este. Da. Însă, apropo de că am trecut prin istoria învățământului și spuneați de simpozioanele acestea de care suferim, până la urmă aceste activități care antrenează copii au o latură pozitivă, indiferent de care sunt, pentru că sunt foarte multe competiții, foarte multe lucruri care se desfășoară în școlile în afara orelor de program. Eu cred că e un lucru pozitiv, în general vorbind. Acum însă vorbim și de formalismul cu care se desfășoară foarte multe din aceste activități și de ce să vă... De vreo câteva săptămâni putem vedea pe Facebook, putem afla de la prieteni, rude, cunoștințe, vecini. A început sezonul serbărilor și sfârșitul de an știm că totuși e pe 24 sau în orice caz. Cu o săptămână... 17 termina 8, 24 ceilalți. Grădinițele cel puțin fac serbări de pe la 1 iunie, o tot țin în serbări de final de an. E vorba de grupele mari. Mi se pare că am exagerat, pentru că de la, să zicem, 1, 2, 3, când fac serbarea aceea de final, mai sunt câteva săptămâni până. Mi se pare că am forțat acest lucru. După cum mi se pare, iar așa, destul de foarte multe ori, deși facem foarte mult robe și alte chestii, chiar și la grădiniță, de s-a dus această modă, Mi se pare destul de simpluțe foarte multe dintre activități. Dacă în urmă cu 10-15 ani la o grădiniță vedeai un joc de rol la rupa mare, vedeai diverse alte lucruri, acum ne rezumăm la câteva cântece cu casetofonul în spate, câteva versuri... Mimări! Dar câteva versuri destul de... Deci nu versuri ale unor poeți sau în orice caz adaptate vârstei, dar de poeți consacrați, niște versuri ce din coada o să sune. Și rezultatul este pe care îl vedem după aceea în învățământul de masă. Nu mi se pare deloc în regulă în acest domn profesor, lucru. Așa este. Am spus diferența dintre simpozioane și concursul dumneata regional. Este într-adevăr și observai că foarte bine ați făcut dihotomizarea, pregătire teoretică și cu aspectul practic, cu insistare pe dezvoltarea sentimentului patriotic. Pentru că, profesor de istorie, observăm că asistăm fără să vrem la o degradare nemaipomenită a sentimentului patriotic. Și
mass media, televiziunea nu au deloc decât emisiuni de divertisment, personalități din lumea modei. Iată vine Eminescu, n-amintesc nimic de 15 iunie. A murit săracul, Marele Eminescu, pe 15 iunie. Să fiți foarte atent. Eu, ca profesor de istorie, întotdeauna la fiecare lună fac un calendar al activităților. Bă, iunie, în noaptea de 18-9 iunie 1912 a murit Ilie Caragiale. Amintesc, moare Caragiale. Nu pot să uit, pe 15 iunie 1889 moare Eminescu, mă. Unul a murit vara, unul a murit iarna. Eminescu moare în 89 vara. Prietenul lui Creangă moare iarna, vine și 90 Alexandrii, pierde în 3 valori. Un profesor de istorie trebuie să se priceapă puțin și la literatură. Să vină cu o poezie. Și aici am dat voie, dacă tot vorbeam de sentimentul acesta patriotic, am fost la o lansare de carte. Noi, în localitatea noastră, în municipiul Târgu Jiu, trăiește un extraordinar poet din zona Teleormanului, Florian Saioc. 85 de ani a împlinit omul ăsta. Eu l-am cunoscut când a scris un volum de poezii, Dragoste la vârsta a treia. De atunci m-a impresionat. Asta era în 2000-2001 la Fiii Satului. Și iată că m-am dus... Este un nume consacrat deja. E nemaipomenit. Da. Această carte se numește Rapsodia în dor major de România, Florian Saioc. Am aici o poezie patriotică care cred că dacă le-am citit-o copiilor și o am citit-o la clasele mele unde predau istorie, te răscolește. Și o să vedeți că nu-ți mai trebuie să faci altceva decât să citești aceasta. Se numește poezia, deci Florian Saioc, în mine toți străbunii se răzbună. În codrii noștri vântul nu mai bate, nici pasările în ramuri nu mai cântă. O stranie pe munți pustietate, din poale până în piscuri înveșmântă. Fug codrii noștri întregi pe căi ferate, pe mări, pe oceane au plecat. Cu ei român nu mai este frate, că i-a vândut și i-a înstrăinat. În mine toți străbunii se răzbună și simțăminte reși mă prind în gheare. Noi nu ne vindem țara, ce minciună și ce trădare, Doamne, ce trădare! Coboară, Doamne, niște tribunale din cerul tău, coboară tu și basta! Să încarcerezi lichelele penale, să faci dreptate odată în țara asta. Români de-ai mei ce-au fost cândva de rând, îmi fură și azi țara și mi-o vând. O fură spii cu spii și trunchi cu trunchi, străinilor le pune în genunchi, iar eu mă frâng și simt dreptat că mor. Bă, oameni buni! Bă, țară, bă, popor, bă, sunteți adormiți sau morți de frica lor, nu mai aveți nici furcă, nici topor, săriți odată, bă, din balamale și izolați aceste pușlamale, bă, sunteți azi altfel de cum erați, sunteți vânduți în târg și cumpărați ca vitele, ca varza sau cartofii, străinilor le lustruiți pantofii, vă vinde și copiii și nevasta. Cum ați ajuns, bă, voi în starea asta, cum din boieri, țărani și cărturari ajuns ați căpșunari și țucălari? Sau grab bolnași cu obrajii subți, în timp ce sus o droaie de corupți, destui înamorați de vreo vedetă, ne joacă țara, viața la ruletă, iar voi vă râdeți, bă, când primiți sudalme, îi admirați și bateți des din palme, primiți câte un peșcheș la pungă uneori, ca să-i favorizați pe infractori, ci voi nu numai că-i favorizați. Bă, din nenorocire îi creați, stop, ne oprim aici la roșu, stop, mai bine ascultăm muzică pop, mai bine bem o țuică sau un vin și medităm, mai medităm puțin, apoi deodată să pornim și voi mafiei de corupți și de lichele să-i smulgem tot ce a furat înapoi și să o zvârlim apoi după zevrele. Observați că e cam dură. Poate se adresează unui segment populațional mari îmbogățiți și parveniți. Cât de actual este? Este, de aia vreau să-i să vă spun, este foarte actuală. Și vedeți, se vorbește dragoste de țară, dragoste de popor. Păi dacă nu vorbești de maghieru, cum să nu vorbești de fiica lui? Și iată ce frumos spune fata mea aici de Alexandrina Maghieru. A primit nemiloase lovituri, deci Gheorghe Maghieru. În 1875 a murit fiul său, Ghiță, cum ziseresc, Gheorghe, ofițer. Care iar este înmormântat în cimitirul orașului alături de tatăl său. Bun, și aici este și Cristian Tel, tot da, în municipiu. Da. Fiica sa Alexandrina, marele om politic, marele general, a participat la 3 momente, cum spusei, Revoluția la 1821, Proclamarea Independenței, s-a stins în viață la 23 martie 1880. M-a impresionat devotamentul față țară, patriotismul nemărginit și dragostea sa pentru copii. Pentru mine, care mi-a murit soția, este un model. Deci iată, eu nu-mi iau modele și am spus la mulți,
caută mai modelul în istorie. Nu căuta modelele pe stradă, nu căuta la televiziunile aservite și nu căuta printre noi, mai ales în rândul unor politicieni. Nu putem să generalizăm, domnule, să dăm cu barda, să-i băgăm pe toți în aceeași oală. Dar vorbeam, domnule profesor, fără să greșesc, despre îmbogățirea asta de după 89. Extraordinară. E o polarizare fantastică. Unii nu mai pot de bine, alții nu mai pot de rău. Iar noi, învățământul, suntem plătiți prost, domnule profesor. Iată că eu mă apropii de... La 1 septembrie voi avea 40 de ani de învățământ. 14 ca învățător, 26 ca profesor, absolvent de pedagogică, absolvent de filozofie, absolvent de istorie. Și stăteam de vorbă cu domnul Velican. 40 de ani de învățământ, 17 milioane pensie. Dirigintele meu, 40 de ani de învățământ, 13 milioane pensie. Păi unde suntem? Și vorbim de alte sectoare, nu mai spun unde, pensii de 150, 160. O să zici, domnule, cine te-a pus să alegi învățământul, că zisești legenda cadrului didactic? Ne trebuie lumină, într-adevăr, ne trebuie înțelepciune, dar ne trebuie și finanțare. Și cum ziserăți, prioritate națională, dar unde suntem? Că totdeauna suntem în coadă. Și poezia aceasta sublinie că am ajuns uneori cenușereasa societății noastre românești. Nu, tot ce spuneți este adevărat, apropo de, iată, nivelul educației din ăsta, statutul educației în România, îl vedem, iată, și în aceste pensii despre care vorbeați, a unor profesori care au nobilat învățământul gorjean în ultimii ani. Știu și e cunoscut din nefericire acest lucru, dar cu siguranță la momentul când fiecare dintre noi va pune, să spunem așa, creta în cui, pentru că în învățământul românesc de 200 de ani se folosește în continuare creta, asta e nivelul în material al învățământului, asta ne arată că e mult până departe. Dar apropo despre nivelul sau despre statutul educației românești în această perioadă, sunt, să spunem așa, și rase de lumină. Și dacă vorbeam mai devreme de exemple pozitive, gen Gheorghe Magheru și istoria Gorjului Mare și alte personalități și Cărăbiș importante, a scris mult, da, în pe acest Gorjului. Ștefulescu și Cărăbiș, da, doar două nume. Putem să vorbim însă și de alte lucruri. Cum e învățământul nostru după 1989? Huli, de unii criticat, reușește să câștige la nivel european și chiar mondial competiții importante. Nu mă refer de la că avem elevi chiar de la Gorj în Dumitru Călugăru până anul trecut, că acum Olimpicul este, acela, da, la chimie, este învățământul universitar în afara țării, da, dar reușim să dăm clasă pe matematică la nivel mondial, pe informatică. Marile firme de IT din lume sunt, au majoritatea salariaților sau un segment important, sunt formați în România. Da. Domnul profesor, asta arată așa că este. Avem și încă o școală performantă. Vorbeam cu fratele meu care a ieșit din motive de sănătate la pensie, adică era și ca vârstă la satul mare. Și spunea, bă, țigane, că așa îmi zice el, așa că-s mai brunet, bă, băiete, avem și profesori extraordinari. Și nici Gorjul nu duce lipsă. Vorbea de elementul acela călugărul. L-am oprit pe stradă, am dat mâna cu el și am zis, domnule, te felicit, ma ta ești chiar de aur, modest. Luă vreo 4-5 medalii de aur, odată parcă a luat una de argint, așa, prin Coreea sau nu știu unde, nu rețin, așa, oricum a luat una de argint, restul vreo 4 de aur. Păi ca să iei aurul, deci la nivel mondial suntem performanți și avem și în matematică, avem profesori în Ecaterina, avem profesori în Tudor, în marile colegii care au venit și aruncă, cum ziceți, în IT-ul acesta, performanță, matematică, chimie, biologie, interdisciplinaritate, și asta demonstrează că există și o școală performantă. Să nu uităm acest aspect și să vedem aspectele numai nihiliste. Dom'le, nu mai e bun deloc învățământul românesc. Nu. Din nefericire însă suntem la momentul în care, să spunem așa, guvernanții pun, să zicem, sub semnul întrebării sau să-i gândesc, acum ne-au dat, tocmai vine o ordonanță care a fost aprobată săptămâna trecută, care practic învățământul nu-l mișcă din loc ca finanțare sau ca salarizare. În schimb, se vorbește că în perioada următoare vom avea un nou tip de evaluare, niște item, niște criterii care vor fi urmărite în învățământ, prin care să fie evaluați din nou profesorii, activitatea lor,
din perspectiva performanței, cel puțin așa ne spune și primul ministru, și ministrul educației și toți ceilalți. Problema, și aici sunteți că vorbim cu un dascăl de 40 de ani. Problema aici e foarte... Cum evaluăm, că a zis de nume mari, vorbim de profesorul de la Tudor Vladiminescu sau de la Spiru Haret, care ia un copil foarte bun și îl duce, îl face olimpic, național sau poate chiar internațional, cum am avut cazul Călugăru, și vorbind de un profesor la, nu știu ce, liceu tehnologic, ca să luăm la același nivel. Care a intrat cu 2. Da, care a luat un copil de la 2 și poate cu eforturi supraomenești îl duce la 6 ca să ia bacalaureatul. Așa este. Cine face performanța? Da. Sau unde? Cum o... Domn profesor, aici e tragismul. Într-adevăr, ceea ce m-am remarcat eu la ora actuală, e o armată întreagă, este un institut de prognoză. Pe la București, o armată întreagă de evaluatori de acestea. Avem și aracipul ăsta, ați văzut și neastră, vin pe tine să te evalueze. Dar dacă îți vin subiecti de acestea educațional din familii dezmembrate, eu sunt la țară, îți diriginte la clasa 6. Am stat într-o noapte, n-am dormit, bă, câte familii am eu bune, mă. Câți copii din familii bune? N-am 4 sau 5 familii. Familii dezmembrate. Și observați, Goia zicea parcă, somnul rațiunii naște monștri. Dar și sărăcia. Nu mai pot să-mi cer mie performanță când am pe care i-am și să stau de vorbă cu Ștefulescu sau cu Săvoiu, unde le vin de la clasele mici, plus că fac pregătire particulară, nu mai vorbim de aspectele ăștia, vin cu o selecție riguroasă, ați văzut, se bat, vin numai spuma, nu mai faci performanță dacă dai de elemente de acestea greoaie. Dar, domn profesor, dar aici e problema. Unde, să zicem, cum am putea să stabilim niște criterii pentru că munca dumneavoastră de a duce la școală, de a-l ține, de a-l urca de la, nu știu, de la 2 la 6 pe elevul acela, poate este mai valoroasă sau poate e o muncă mult mai importantă decât pe ăla de a-l duce de la 8.50, de la 9 la 10 sau la 9.50. Spuseți bine, dar eu vă spuneam ce mi s-a întâmplat mie cu aracipul, ne-a venit 2 de pe la Vâlcea. Unul mi-a venit pe la mine pe la istorie, la clasa 6 a întrebat de Lenin. Domnule, mă, ce studii ai, domnule, l-am întrebat, că învățător, învățător sunt și eu. Istorie predai? Nu, eu sunt de muzică, desen. Păi nu pusă și întrebarea, bine că nu știi programa. Și vezi că îți vine, nu ne-a dat alt calificativ. Ne-a retezat așa, în stilul ăsta. Deci, evaluarea s-a făcut, evaluarea instituțională. Dumneata vorbește aici de evaluarea aceasta pe persoană fizică, vorba lui Vanghelie. Da, deci nu poți să ieși bine dacă n-ai norocul să îți vină, că și la țară, știm că aurul strălucește până și prin noroi. Să nu punem, bă, prostia să născu la țară. Sunt și acolo elevi de excepție. Eu am avut fata aceea cu care am luat la Botoșan premiul întâi pe țară. Dar cineva zice că la ce ai luat, bă, la istoria și tradițiile romilor? Da, nene, este parte din istorie. Dacă citim și la ora actuală, da, să iei premiul întâi pe țară și a luat până la urmă la liceu militar la Alba Iulia. Performantă, știa carte mai mult ca un profesor. Deci știa carte. Și venim și cu aspectul ăla. Într-adevăr, mă trebuie și evaluarea asta, că avem și non-profesori. Domn profesor, aici este tragismul. Mulți se miră sub pătură că ajunseră învățători și profesori, că trecură cum trecură, zburară gradele până în 25 de ani, doctoratul până în 30 și îți spune și simpozioanele ăștia. Mi-a plăcut că... Și că nuditatea și moartea sunt antivalorice. În fundul gol și în fața morții n-ai nicio valoare. Iar la simpozioane ne vedem și noi măsura. Și știți cum am făcut la simpozionul cu omagierea lui Ștefulescu? Nu mă-i da, mă, că ești profesor doctor. Lasă-mă pe mine să spun. Vedeți? Așa-i când se vede scroafa în Cireș. Unii de-ai noștri îmbuibați că-s doctori, și-a pătruns această racilă, această nenorocire și la Cluj, la mine. Eu știți că am fost nevoit să mai fac și istoria. Da. Dar acum vreau să vă spun că e un întreg scandal la nivel național cu doctoratele, știm cum unele dintre ele sunt sub semnul întrebării, încă n-am văzut nicio teză anulată sau ceva. Ne ducem foarte mult pe, deci practic, deși, să zicem așa,
s-ar putea ca procentul doctoratelor falsificate să fie undeva 70-80%. Eu băgam 90%. Eu am băgat 90%. Noi n-avem în momentul de față decât trei mari, Ponta, Oprea și cu Tobă. Dar stați că n-au renunțat. Nu, nu, dar au încercat, numai pe ei ne concentrăm. Deci mulți alții mult mai importanti. Păi sunt doctorate în fel de fel, domnule, și v-am spus de celebrul doctorat la cineva la noi în Gorj pe metalurgie. Dar sunt doctorate minerit, cu carul, în apărare. Deci ați văzut sistemul acesta de apărare, ce a făcut la Oprea, a făcut dezastru. Academie, unde noi luptăm pentru independență, știm strategii de apărare, doctorate pe nimic. De fapt, doctorate pe apărare împotriva cui? Și am văzut, a culminat cu Oprea, care a fost la școala aia, institutul ăla de studii înalte, politice și așa mai departe, unde s-au luat doctorate. Dar doctorate se ia, cum spuseră, și la Târgoviște, și la Petroșani, peste tot. Cred că și la Herculane s-au luat, că acolo s-au luat fel de fel de... Și aceste lucruri duc până la urmă, lovesc în copiii noștri și nu ne duc decât pe partea de a bate pasul pe loc. Știți cum e? Când venim în realitate, totdeauna apar chestiile acestea care ne... Deci realitatea de foarte multe ori e bulversantă pentru omul contemporan și cu atât mai mult pentru profesorul de istorie. În momentul când compari un prezent așa de ciudat sau atins de corupții, de multe alte racile ale societății și când compari prezentul cu trecutul, parcă de multe ori te-ai mutat măcar cu un secol în urmă sau ceva de genul ăsta. Deci, eu... spre deosebire dumneata, dumneata ești mult mai tânăr. Eu am prins, dacă sunt născut după primul plan, după model sovietic în 55. Prinsă-i, deci vă dați seama, prinsă-i și pe Gheorghe Iudeș, că moare pe 19 martie 65. Prinsă-i și pe Ceaușescu, că l-omărâre pe 25 decembrie 89. Deci știu ce înseamnă și dictatura și spoiala asta de democrație. Pe mine ceea ce mă uimește și în rândul nostru celor de istorie, pe mine mă deranjează ăștia care azi se dau antitotalitari, dar parcă au fost dur de tot totalitari până în 89. Unii au fost ciripitori, unii au fost turnători la securitate din colegii mei. Eu m-au rugat și pe mine să fiu. M-au luat pe cipe la stadion, mă băiatule, un doctorat, nu vrei, asta era înainte de 89. Și am refuzat elegant, domne, nu-mi vând, vă rog să mă credeți conștiința. Îmi cerea un raport despre colegii mei. Ce se vorbește? Iată ce a fost. Și asta mă deranjează, domn profesor. Mă întrebați dacă am mai scris ceva istorie. Și ați văzut că am scos în 2015, decembrie 89, sau minciună cât secolul. Și undeva citeam într-un filozof, François Revel, care spunea că minciuna este răul cel mai mare al istoriei. Iar la procesul la Nuremberg, un judecător a spus așa, domne, de vină nu au fost numai criminalii de la Nuremberg, ci și aplaudaci. Deci iată că și după 89 ne așteptam la o schimbare politică de excepție. Să înflorească democrația, să nu mai avem de-a face cu îmbogățiți, îți din păcate peste tot, să nu mai avem de-a face cu parveniți, să nu trecem în galop în toate titlurile universitare, asistent, lector, conferențiar, profesor, academician. Marele meu aluaș la Cluj, specialist în Max Weber, a murit conferențiar fără doctorat. Adrian Daicoviciu, cine a fost? Constantin Daicoviciu Adrian a murit la 52 de ani, pe la 40 și ceva de ani. Nu se lua. Ori la noi, moda asta nenorocită, când te vezi tu cu doctoratul la 30 de ani și profesor, doctor, ce să stai de vorbă cu voi, cu Teodor, profesor din mediul rural? Și v-am spus, m-am dus la un curs și că ăsta... Ce să țină ăsta curs, că ăsta e de la rural? Da, doamnă, nu sunt hipoacuzic. Sunt din mediul rural, dar o să vezi că am două calități pe care mata nu le ai. Flexibilitatea gândirii, distributivitatea atenției. Un profesor bun trebuie să aibă erudiție, să aibă elocință, să aibă retorică, interdisciplinaritate, să aibă dimensiune empatică, să priceapă psihologia, pedagogia. Unii nu știu ce înseamnă pedagogie. Și vorbesc cu unii care n-au copii. I-am spus la cineva, nu-mi vorbi că mor. Pais înseamnă copil, agogea îndruma. Ai copii? Nu, taci. Nino să fii bun educator. Și eu am făcut mari gafe, domnule profesor, până n-aș avea proprii copii. Dumnezeu, unde te să am fata mea, colegă de cancelarie? Am făcut prostii mari, am bătut până în 89. Rău.
bătaia face dresaj. Iată, foarte mulți n-au făcut practică pedagogică, intrare în învățământ, habar n-au, intră la plezneală, fără proiectare psihopedagogică, nu știu ce este copilul, nu-l văd. Și spunea, parcă Brâncuș, când nu mai ești copil, deja ești mort. Bine că nici săracul Brâncuș n-a avut copii, a iubit și el ce a putut. Bine, dar n-a avut selectiv copii recunoscuți. Bun, oficial, recunosc că, se știe că te iubit, a iubit. Da. O să vă dau o să vă dau câteva mesaje care le-am primit în acum în emisiune. Mulțumesc mult. Chiar unul dintre ele ne întreabă, sau nu știu dacă face apel la mine sau la amândoi, adică mă gândesc că dumneavoastră știți zona. Da. Spune așa: de ce nu veniți să vedeți satul lui Gheorghe Magheru? Da. Eu am fost, se referă, știți că acolo a fost un profesor văduva, dacă... Da. Deci văduva a murit regretatul, era chiar în linia Magherului în Surat. Și este biserica Magherilor. Da. Este foarte bine a spus această... Deci să propunem să avem chiar o întrunire istorică acolo, că este și biserica Magherilor în sat. Da, cineva spune așa: domnule Voicu, combateți mult și serios foarte multe probleme din învățământ. Dar așa cum este învățământul, așa e și societatea. Poți spusă bine. Dacă vrei să distrugi o societate, distruge-i învățământul. Este o butadă orientală foarte bine spusă. Foarte bine, pentru că ce este învățământul? Noi dăm oamenii societăți, dar v-am spus, sunt trei factori de educație care nu uităm. Este familia, școala și strada. Tot ce facem noi cu familia sau mai ales școala, distruge strada. Vedeți și dumneavoastră că nu mai prinde tineretul nostru, fumează pe lângă marile colegii, mor când văd fetele, aleargă, fugă, s-a scos fumatul din instituție, dar se fumează pe lângă instituție. Și vedeți dumneavoastră, zisă bine. Deci așa este. Cum e învățământul, așa e și societatea. Așa, spune cineva, sunt unul dintre absolvenții din ultimii ani ai învățământului pedagogic. Pe vremuri, când terminai pedagogicul, puteai să predai în învățământ. Astăzi nu poți să faci decât să urmezi o facultate ca să ajungi în învățământ. Nimic nu mai e la fel. Povestii. Când terminai și dumneata, ai terminat liceul pedagogic, se făcea o practică pedagogică serioasă. Cred că ați prins cu școlile de aplicații. Eu mergeam la Iași, aici, la Drăguțești. Era școala de la intrare în Târgu Jiu, cu învățători, cu profesori de psihologie, profesori de pedagogie, regretatul Lungănoiu, Șerbănescu, țineai lecții. Eu am fost 3 săptămâni la școala Voievod Litovoi, la o învățătoare, Pârcălăboiu, Elvira, cu Trancău, care din Bălești și a ajuns judecător sau așa, 3 săptămâni răspundeai de o anume clasă. După 3 săptămâni îți dădea nota la practică pedagogică. Am făcut practică la Novaci, când am terminat facultatea, cu celebrul Micu Popescu. Porecla lui era Mutu, că era un om tăcut, taciturn, dar de o corectitudine, cu Gheorghian. Lipsa practicii pedagogice. Bătaia de joc din partea unor cadre care pactizează cu diavolul, duc la rezultate și, bine spusă, nu poți să fii în învățământ dacă nu mai faci și alte studii. Din păcate, timpul alocat emisiunii s-a terminat. Vă mai așteptăm cu siguranță. Eu vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc mult. Vă mulțumim pentru prezență. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Ordinea de Zi. Invitatul nostru, domnul Teodor Voicu. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim pentru atenție. La revedere.